Fiecare stăpân de câine îți va spune că animalul său de companie are o capacitate remarcabilă de a înțelege lumea din jurul său și este adevărat. Oamenii de știință au descoperit modalități excelente de a afla de ce sunt capabili cei mai buni prieteni ai omului și de ce sunt câinii la fel de inteligenți și empatici precum cei mici. Psihologii de animale au asociat inteligența câinilor cu cea a copiilor de 2 ani, chiar 2 ani și jumătate. În 2009 a fost realizat un studiu care a examinat acest lucru și s-a mai descoperit că animalele de companie pot înțelege până la 250 de cuvinte și gesturi. Chiar mai surprinzător, acela studiu a constatat abilitatea de a număra a câinilor. Este vorba de numere mici până la 5 și chiar și matematică simplă. Te-ai gândit vreodată la emoțiile câinelui tău atunci când ai mângâiat al câine sau când ai fost atentă la altceva? Ți-ai că este gelos. Ei bine, știința susține acest lucru. Studiile au constatat că și câinii simt gelozie. Câinii fac tot ce pot pentru a-și da seama cum se le atragă iar atenția stăpânilor. într-un studiu realizat în anul 2015 s-a constatat că prezența oamenilor poate duce la creșterea fluxului sanguin către ochi, urechile și labele unui câine, ceea ce înseamnă că animalul de companie este emoționat. iar atunci când este mânghiat pentru cel puțin un sfert de oră, ritmul cardiac al câinelui crește precum și nivelul anxietății. Le-a fost studiate și empatia câinilor. Un studiu din anul 2012 a examinat comportamentul câinilor față de oamenii aflați în dificultate, care nu erau stăpânii lor. În timp ce studiul a concluzionat faptul că a fost prezent un comportament asemănător empatiei din partea câinilor, oamenii de știință au decis că acest comportament ar putea fi descris mai bine ca o contagiere emoțională și un obicei de a fi răsplătit pentru acest tip de vigilență emoțională. Poate fi empatie? Se pare că seamănă cu aceasta numeroase alte studii privind comportamentul emoțional. Și inteligența au descoperit că aceste animale de companie ascultă interacțiunile umane pentru a evalua cine se comportă urât sau frumos cu stăpânilor. lor. Aceste studii sunt abia vârful icebergului atunci când vine vorba despre ce cunoaștem despre câini. Relatează Eva. .ro.